sunt Corina și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube / pagina de Facebook Corina DIY. Astăzi o să învățăm să facem genul acesta de perniță în formă de gogoașă. Este super fun și super ușor de făcut. Ce aveți nevoie este fetru. Eu am ales o culoare neutră, un crem. Pe lângă fetru, culoarea aceasta, o să mai aveți nevoie de spumă din aceea pe care o găsiți la librărie, o spumă moale. Dacă nu găsiți spumă, puteți la fel de ușor să folosiți fetru colorat, o farfecă, o riglă, un pix, melană cu care să umpleți această gogoșică și piston de lipit cu silicon. Eu o să folosesc piston de lipit cu silicon pentru că la mine o să aibă scop pur decorativ, dar dacă voi să o folosiți mai mult, sfatul meu este să folosiți acul coața, adică să o coaseți, nu să o lipiți. Și dacă o coaseți, o să fie cumva mai rezistentă. Mie e mult mai ușor acum să vă demonstrez lipind, nu folosind acul coața la acest model. Așa că să ne apucăm de proiect. Oh,
plăcut acest proiect, nu uitați să dați un like și să vă abonați la pagina de YouTube, deoarece acolo postez prima oară și ne vedem data viitoare. Vă pupați!